Mihai la Drăgilă. Eu am avut o relație și am în continuare, adică relația mea cu Dânsa nu este schimbată, este o relație normală, ca de la președinte de Consiliul Județean la primar, un pic mai, eu știu, și cu valențe politice, pentru că este din același partid. Adică n-am simțit nicio diferență. Și atunci de ce a discutat sau încearcă să discute plecarea unui alt partid? Nu știu. Asta nu-l comentez, că n-am auzit că ar pleca la alt partid. Ceea ce știu... Păi cu domnul Popoviciu s-a întâlnit pentru Deci să-i spun. domnul Popovici chiar e simpatic, eu știu, poate cine știe ce... Ce știu, în schimb, că aceste discuții în spațiu public vis-a-vis de plecarea unor primari, una din ele mi s-a confirmat că ceea ce se discută nu este real. Vă spun chiar personal, am fost sunat de primarul de la Zorlenți, de domnul Ișvan, după acea emisiune în care domnul, cum îl cheamă ăsta, mic, Damian, domnul Vedeți că mintea îl cheamă pe episcop. Damian, care a dat niște aberații acolo, nu știam că domnul Ișvan este în discuții cu de a trece la PSD. Domnul Ișvan m-a sunat și a spus că domnul Damian bate câmpii. Acum, o fi adevărat sau nu, nu știu. Probabil că e așa cum zice Damian, sau cum zice domnul Ișvan. Și rămâne să vedem la alegerile viitoare, dar m-a asigurat că el este alături de Dar nu v-ați așteptat sau nu vă așteptați la convocarea unui BPJ în sensul ăsta, adică, domnule, hai să vedem, e adevărat, plecați, nu plecați, mai ești cu mine în partid, îți mai dau bună ziua, nu mai dau bună ziua. Eu cred, domnul Alfiru, că dacă nu-i toamnă, nu trebuie să ne dăm după pe. Lăsăm să vină toamna și vedem atunci. Încă nu e momentul, mai e un an.